Ce crezi? Este acest om un medic bun? Dar el, ai avea încredere în el să te opereze? Majoritatea oamenilor doresc probabil să fie tratați de unul dintre cei doi. Și majoritatea oamenilor au șanse mari să greșească. Când privești soarele, uneori îl vezi clar, dar alteori strălucirea lui îl face să pară mult mai mare decât este în realitate. Cercul acela de lumină care îl face să pară mai mare se numește halo. Efectul de halo acționează și când o persoană, un produs sau o companie, strălucește ca soarele. Atunci nu o vedem clar și asociem tot felul de calități pe care nu le are. Efectul de halo a fost identificat pentru prima dată în 1907 de psihologul american Frederick Wells și apoi a fost studiat de psihologul Edward Thorndike, care le-a cerut unor comandanți de zbor să-și evalueze ofițerii în diferite privințe, cum ar fi aspect fizic, inteligență și leadership. Analizând rezultatele, Thorndike a descoperit că ofițerii care au obținut punctaje mari pentru calitățile lor fizice au obținut scoruri ridicate și pentru inteligență și leadership. O corelație care părea greșită. Aparent, comandanții nu au putut evalua cele trei trăsături specifice independent. S-au gândit la ofițerii lor în termeni largi, de bun sau de rău, și au permis acestui sentiment general să influențeze calitățile specifice pe care le-au atribuit lor. Unii ofițeri au avut de câștigat grație acestui halo. Alții au fost dezavantajați de ceea ce se numește efectul de corn. Efectul de halo explică și de ce unii profesori oferă elevilor cu o înfățișare mai plăcută note mai bune. Un studiu analiza notele a 4500 de elevi, care au fost împărțiți de voluntari în trei grupuri după înfățișare: sub medie, medie și peste medie. Oare cei care arătau mai bine au avut note mai bune? Cercetătorii au comparat apoi notele elevilor la orele ținute în săl de clasă tradiționale față de orele ținute online, unde nu există multă interacțiune față în față. Au descoperit ulterior dovezi că elevii din grupul celor care arată mai bine au obținut note semnificativ mai mici la cursurile online, comparativ cu orele ținute în săl de curs tradiționale, unde au fost ajutați de halo. Întrucât atributele fizice ale oamenilor care arată mai bine par să-i facă în mod natural să pară inteligenți, puternici și de încredere, iată o regulă de aur. Dacă ai un accident și trebuie să alegi între doi medici la fel de calificați, ignoră halo-ul lor și alege-l pe cel mai puțin frumos. S-ar putea să fii muncit de două ori mai mult pentru a obține aceeași reputație și este probabil mai bun la ceea ce face. Tu ce zici? Crezi că este posibil să eviți efectul de halo la locul de muncă, la școală sau în viața publică? Și cum rămâne cu alte acreditări care pot dovedi succesul? Împărtășește-ne gândurile și ideile tale în comentariile de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.